Am ajuns în momentul în care Ani se apucă de gătit, iar eu cu prietena noastră de acum, Cosmina Bengescu, care este doctorand, vreau să vă spun, în farmacie și care face foarte multe lucruri interesante când e vorba despre rețete personalizate. Bine ai venit, Cosmina! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Pentru noi o mare bucurie, ești alături de Ani, prietena noastră dragă, care face cumva o pledoarie pentru viață sănătoasă, dar din mai multe puncte de vedere, Ani. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bun găsit tuturor! Da, așa este. Când vorbim despre sănătate, pentru că este foarte importantă și pentru că sunt una dintre persoanele, dintre mamele care a luptat pentru sănătatea copilului, da, e mai mult decât o pledoarie, este un mod de viață și îl și promovez. Dacă promovăm un stil de viață sănătos, o să te rog, Ani, pe tine să contribui tu mai mult astăzi la rețetă, pentru că eu vreau să răpesc din timp mai mult pentru a vorbi împreună cu Cosmina astăzi despre ce facem atunci când avem o problemă, medicul ne recomandă o rețetă și rețeta aia vrem să o personalizăm. Vii tu în ajutorul nostru și cum o faci? Corect. Presupune mai întâi mersul la medic. Pacientul, noi toți suntem diferiți. Deci e clar că trebuie anumită individualizare și în acea rețetă magistrală. Se numesc rețete magistrale, rețetele eliberate de la medic către pacient, care ulterior ajung la noi la farmacie. Tratamentul personalizat reprezintă un cumul de ingrediente puse într-un produs, acele ingrediente fiind individualizate pentru fiecare pacient în parte. Așa ai ajuns tu să te cunoști cu Ani? Istoria este foarte, foarte mare, dar gândește-te că în zona activismului, în ceea ce privește alergiile, ai o provocare și mai ales pielea, care este cel mai mare organ al corpului și organul de detox pe care se exprimă absolut tot ce se întâmplă în interior, mai ales când vorbim despre alergii. Aici am intrat pe tărâmul pentru mine necunoscut, dar foarte cunoscut de Cosmina și da, drumurile s-au intersectat și de atunci am zis bună ziua, mi-ai dat și belea ți-ai căpătat. Da. Păi nu știi că sunt cascaie, dacă găsesc dacă un om, îl recomand, îl face, știu. Da. Așa facem tot și e bine să facem așa, what pentru că lucrurile this, bune, cum ar zice americanul. What is this este o, dacă vrei, o brânză pe care vreau să o faci tu la brânză vie, tigare. Da, de vacă. O halumi. Adică e cu da. lapte. De capră. Tu mă provoci astăzi pe da. Mine. Îmi pare rău pentru tine dacă îți creezi așa. Nu-mi creezi nimic, va fi... Dar este un lucru foarte important de știut că tu n-ai mai gătit de multă vreme cu lactate. De nu câți mănânc, ani? Și decât nu ceea mănânc. Ce mănânc Adan și nu am gătit nimic lactat și nici nu am în frigider așa ceva, deci nu am un mediu contaminat acasă. Chiar cum are Cosmina, mediu... nu? Da, de asta spun că ne asemănăm foarte tare, pentru că ar fi interesant să-ți povestească cum este să gătești. Îți povestesc eu cum e să gătești pentru un alergic și nici eu nu mănânc. Eu am mai bine de 6 ani de când nu am gustat lactate, pentru că țin dietă ca și el din respect pentru el, el nu știe că e alergic sau că a avut toate probleme dinainte, ci că noi mâncăm bio, iar vaca nu e de lapte bio, doar caju, migdala de lapte bio. Nu nimic, avem aici și pentru cei care nu mănâncă, mm-hmm. Dar astăzi te provoc. Provoacă-mă, o să fiu, Ani? Dacă ard da? Rețeta, fac ceva, vă rog să mă iertați, aia e, o mai dă și greș în viață. Voi vorbiți despre ce am zis eu mai devreme cu contaminant. Eu vreau să ne spui, Cosmina, în timp ce Ani pregătește rețeta asta, atunci când personalizezi rețeta, ceri recomandarea medicului, tu te consulți foarte mult cu medicul, înțeleg eu. Cum decurge un proces din acesta? Vin la tine și îți spun, am o afecțiune. Cum faci mai departe? Pacientul nu vine la mine decât în cazul în care trebuie preparată rețeta. Păi nu, că de obicei noi pacienții știți ce facem, mergem la farmacie și zicem, am eu o afecțiune, dați-mi, că știu eu ce-mi trebuie și așa mai departe. Și eu vin așa ca un... ne-a venit la tine acolo și îți spun așa, ce faci tu cu mine atunci? Dacă un pacient se prezintă în partea de oficină, noi suntem două divizii separate, divizia de oficină, care poate elibera în baza unei prescripții sau nu, sau eliberează medicamente over the counter, la recomandarea farmacistului, și cealaltă divizie, partea de laborator, care prepară rețetele personalizate. Dacă vreun pacient acuză o problemă, îl trimitem la medic, pentru că noi nu suntem în măsură să punem un diagnostic.
diagnosticul îl pune medicul și tot medicul îi prescrie și rețeta. Vine cu rețeta la doamna farmacist, Cosmina Bengescu. Vine și cu rețeta, o predă în oficină, de acolo se duce către laborator și de acolo începe tot procesul de preparare. Spunea Ani de cât e de atent ca să nu existe alergeni, așa, mă gândesc că laborator la voi este... Păi să-ți povestească cum e cu un copil alergic când face un preparat, pentru că aici știu eu foarte bine. Da, în primul rând, sunt anumite asemănări între partea de bucătărie și partea de laborator. Asta e clar. Automat poți să faci laborator și dacă ai partea de manualitate și dacă îți place foarte mult să lucrezi cu mâinile, pentru că sunt cum niște... Cum îți place ție? Da, mie îmi place și să gătesc, recunosc. Mie îmi plac mai mult dulciurile. Să le fac. Avem dulciuri și pe tine. Da, eu gătesc multe dulciuri și chiar mă uitam acum la Ani că dacă ar fi intrat în laborator, ar fi fost echipată de din cap până în picioare. Dacă aș fi intrat, pe am intrat. Nu, și mai echipa ce că se schimos. Da, da, da. Ar fi trebuit în mod normal să te echipezi, să-ți dau un combinezon, să-ți pun capelină, să-ți pun botoșei, să-ți pun mănușile și mască, evident. Din câte înțeleg eu de la tine și sunt sigură de acest aspect, iei lucrurile în serios 100%, pentru că doar așa ai ajuns în zona asta de profesionalism în care prepari, ce am înțeles eu, tot felul de combinații în așa fel încât să rezolvi probleme din cele mai deosebite sau cele mai grave, să zic așa. E tehnică de preparare de magistrale, dar evoluată, se numește compounding. Se ține foarte mult cont de substanța activă, de solvenți și de bazele de încorporare. Și toate lucrurile astea sunt foarte bine știute de către preparatori, de către farmaciștii noștri, ca să poată efectua produsul finit care merge mai departe către pacient. Cred că Ani e ochi și urechi, chiar dacă e cu mâna aici, să iasă și ei preparatul bine. Păi da, așa ca să gătesc, că mă întrebai mai devreme ce am făcut eu astăzi dimineața, așa că așa fac eu sâmbătă dimineața și nu doar, am gătit. Și cum e cu un copil de 8 ani în casă, dacă e liniște, nu e bine. Nu, mamele știu ce spun. Și când e liniște, deja intru în panică. Arunc lingurile, arunc furculițele și mă duc prin casă. Zic, ce-am mai făcut? Și te trezești că n-a făcut nimic, săracu. Se uita pe net. Ena, pe ce? Pe net. Nu se uita pe net. Uite, asta este gata, nu? Adică nu-l lași? Are sub îndrumarea mea și... nu, eu am trăit așa într-o criptă până... sau cum se numește asta, epoca de piatră. Abia anul ăsta, la sfârșitul februarie, am băgat net în casă. Te uiți la mine, ciudat, nu? Da, nu, mi-aduc aminte că așa am făcut și eu acum. Nu știe să deschidă laptop, de ani, nu știe să deschidă așa telefon. Așa am făcut și eu cu fiul meu, să știi. Păi da, dar acum ai văzut ce ți se spune? Ți se spune că, vezi, Doamne, uite, trăiești și ții copilul dintr-o zonă. Ba nu. După 9 ani, după ce toate legăturile din cap se vor fi terminate, de făcut, sau cele mai multe dintre ele, o să aibă în 2 săptămâni, cred că o să bubuie laptopul, astfel încât nu o să-l mai pot opri. Și atunci las până la 9 ani să uite, că vrea să fac oceanograf. Are el treabă cu tot ce înseamnă mormoloci. Eu am mormoloci în casă. Nu râde, că nu glumesc. Am mormoloci în casă. Îi analizează. Vrea să facă oceanograf. Ce preocupări are. Da. Nu seamănă cu tine. Asta e, nu seamănă. Că tu deja știi foarte multe povești despre Adana. Îți poate povesti. Să punem aici un pic, pentru că eu nu mai sunt obișnuită cu mirosul de lactat. E foarte puternic pentru mine. Uite, eu zic că am rezistat provocării. Arată foarte bine. Da, în loc de această brânză halloumi, să știi că poți să folosești o brânză tofu de soia, organică, bio, dacă există posibilitatea să cumpărați de la magazinele bio. Și o puteți prepara la fel pe o tigaie. Trebuie să fie foarte încinsă. Puteți să puneți... mazărea este un aliment foarte bun. Ani s-a băgat în bucătărie și eu te las. Da. Cosmina, hai să vorbim noi despre farmacie, că Ani se descurcă. Da, este foarte atentă la detalii. Mai pune un pic de mazăre, super. Uh-huh. Arată foarte bine farfuria ta, are cel puțin 5 culori acolo, așa ar trebui să aveți în farfurie. Cel puțin 5 culori, tocmai pentru că în felul acesta vă aduceți un aport de vitamine și minerale foarte important. Și ce mai vreau să vă spun și Ani și ție, că am aici niște condimente bio foarte importante și ecologice pe deasupra, mai ales că tu spuneai de alergii, o să ți le dau să le folosești și o să spun ce pui acolo, în ceapă, păstârnac, leurdă, coreandru, tarhon și mai e ceva, niște frunzulițe, o să le vezi tu acolo, salvie, uite,
Salvia îi dă așa o savoare foarte importantă. Eu folosesc foarte multe condimente. Pătrunjel și știi ce are? Alge marine. Pentru că avem nevoie de proteine și tu ai spus că nu-i dai copilașului proteine animale, atunci da, există proteine vegetale și puteți să vă bucurați de o savoare. Și știi ce mai am aici? Uite, semințe de dovleac, poți să pui și tu. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi cumva atente să ne dați cele mai importante informații și tu și Cosmina. Vă doresc să aveți sănătate, că e mai bună decât toate, și dacă se întâmplă să aveți probleme, aveți prieteni la care puteți apela. Mulțumesc tare mult! Și noi mulțumim! Pentru orice problemă de sănătate, apelați cu încredere la medic. Acesta este cel mai în măsură să vă recomande un tratament, ca dumneavoastră, ca pacient, să puteți beneficia de cele mai înalte soluții.